Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Berbec. Noul an 2022 al Tigrului pentru cei născuți sub zodia Berbec promite să aibă foarte mult succes. Darurile destinului se vor revărsa literalmente dintr-o cornucopie. Cel mai important lucru este să nu pierzi momentul și să fii la momentul și locul potrivit. Berbecii se pot baza pe o descoperire în activitățile lor profesionale, persistența lor va da roade în cele din urmă, scopul și determinarea sunt calități care vor fi utile pentru berbeci în 2022 și le vor aduce succes. În relația de dragoste a berbecului, va fi o pauză în prima jumătate a anului. Vara va aduce o mulțime de noi cunoscuți, reprezentanții acestui semn zodiacal nu se vor simți singuri vei putea să găsești prieteni adevărați, să cunoști oameni interesanți și, eventual, să găsești un suflet pereche. Încă de la începutul anului, norocul va urma călcâiul berbecului. În ianuarie și februarie 2022, la locul de muncă, vei putea obține rezultatele dorite și poți urca pe scara carierei. Numai că, după ce ai întâmpinat rezistența posibilă, nu ar trebui să renunți, ci, din potrivă, să te aduni și să depui toate eforturile pentru a atinge obiectivul, cu toate acestea, nu merită să schimbi munca în această perioadă, deoarece o decizie luată în grabă poate fi regretată în viitorul foarte apropiat. Martie și aprilie 2022 vor fi pline de evenimente bune și surprize plăcute, unele dintre voi pot implementa un proiect îndrăzneț altele vor avea condiții de muncă mai bune sau o nouă poziție. În sfera monetară, totul va fi bine în aceste luni de primăvară, dar nu ar trebui să-i rosești banii. Horoscopul pentru 2022 pentru Berbec spune că cel mai favorabil moment pentru tine va fi perioada din mai până în iulie. Jupiter, planeta Marii Fericiri, va intra în zodia ta și îți va aduce noroc în toate problemele. În această perioadă, Astrele ți recomandă angajarea în dobândirea de noi abilități, instruirea și autoeducarea vor fi de un mare beneficiu. În plus, 2022 este un moment excelent pentru a schimba domeniul de activitate, deoarece guvernatorul anului, tigrul, îi favorizează pe cei care decid să schimbe ceva în viața lor. Pentru ca zăița fortuna să ți zâmbească în continuare, Îndepărtează aroganța și agresivitatea din viața ta în august și septembrie. Sunt deosebite de nepotrivite în sfera iubirii și a afacerilor. La începutul toamnei, ai grijă, pot exista probleme cu autoritățile statului. În octombrie, noiembrie și decembrie 2022, Horoscopul te sfătuiește cu fermitate să-ți diminuezi caracterul de foc și să fii mai blândă și mai tolerantă în relațiile cu oamenii care ți sunt dragi. Dacă reușești, poți conta întotdeauna pe sprijinul persoanelor apropiate. Zilele tale de bun augur în 2022 sunt afișate pe ecran. În general, în anul 2022 vei descoperi noi fațete ale caracterului tău. Te poți arunca în lumea sentimentelor și poți întâlni bărbatul viselor tale. Vei descoperi în fiecare zi din ce în ce mai multe caracteristici noi. Vei dori să-ți schimbi complet imaginea și să faci ceva ce nu ai făcut niciodată în viața ta. Poți deveni complet imprevizibilă chiar și pentru tine și în fiecare zi vei uimi pe ceilalți cu surprize noi. Dacă ești născut între 21 și 31 martie modificările te vor afecta mai multă decât pe toți ceilalți reprezentanței semnului Berbec. Fii pregătită pentru evenimente neașteptate și de extraordinare care te pot vizita. La începutul anului, comunică mai des cu persoane cu aceeași idee. Vara, va trebui să fii atentă în problemele familiale, nu te grăbi să cumperi și să vinzi imobile. Toamna te va încânta cu succes în toate sferele vieții. Dacă ești născut între 1 și 10 aprilie, momentul cel mai interesant pentru tine este începutul lunii aprilie, când vei simți un val uriaș de energie și vei descoperi oportunități completă noi, vei lua decizii independente, vei arăta inițiativă în dragoste și te vei concentra cu îndrăzneală pe sentimentele și dorințele tale, cu toate acestea, uneori merită să asculți opiniile altora. Dacă ești născut între 11 și 20 aprilie, în timp ce trăiești în așteptarea evenimentelor grandioase viitoare, lumea ta interioară suferă schimbări majore, dar în exterior totul rămâne la fel, alocă mai multă timp creșterii spirituale, consultă înțelepciunea antică pentru a găsi răspunsuri la întrebările principale, în viața ta personală vei fi mai fericită decât alții. Cea mai bună perioadă pentru dezvoltarea relațiilor este martie, aprilie și mai. Dragostea am 2022. Planetele vor păzi sentimentele celor născute sub constelația Berbec. Vine un moment în care norocul marchează triumfător pe toate fronturile, iar Dragostea nu face excepție. Vei experimenta pe deplin generozitatea și favoarea cerului pentru cele născute în prima și a doua decadă a Berbecului adică în perioada 21 martie la 10 aprilie, astrele ți-au pregătit o întâlnire fatidică în 2022, care îți va întoarce literalmente viața și îți poate schimba radical statutul social. Este nevoie doar de puțin, pentru a spune la timp, da, cele născute în cea de-a treia decadă, ar trebui să arunce o privire mai atentă asupra împrejurimilor lor imediate și a vecinătății. Poate că dragostea și destinul tău așteaptă de multă timp în casa de vis-a-vis sau în biroul de la etaj, când planifici întâlniri importante, reține că vei fi deosebită de irezistibilă și atrăgătoare în ianuarie, martie și aprilie. Într-o dispută intelectuală, poți spune cu ușurință orice om de sex opus în genunchi în iunie și august, așteaptă-te la oferte uimitoare în septembrie și noiembrie. Prima jumătate a anului 2022 va fi deosebită de minunată atunci când vine vorba de viața ta amoroasă. Stelele te vor ajuta să fii de acord cu prețiosul tău suflet pereche cu privire la cel mai important lucru, să asiguri armonie în relație. Dacă ești încă liberă, atunci prima jumătate a anului este cel mai bun moment pentru a întâlni un însoțitor demn. În a doua jumătate a anului, va trebui să participi la afacerile numeroaselor rude. Conflictele nu sunt excluse, nu intra în provocări negative. În a doua jumătate a anului, treburile casnice vor ocupa și mai multă loc în viața ta, de data aceasta va trebui să abordezi serios vatra familiei, menține o relație uniformă cu părinții, ajute. Și ultimul lucru stelele îți vor fi oferit o mare de dragoste și un ocean de impresii senzoriale pentru anul 2022, dar există riscul de a le risipi înainte de vreme. Prin urmare, uită-te la ambele și nu te pulveriza pe flacuri. Adevărata ta comoară va fi cu adevărat în urmă. Dacă toate acestea sunt deja în stoc, nu căuta aventuri care să-ți dea dureri de cap nedorite. Mai mult, vei avea o mare oportunitate de a-ți cunoaște sufletul perechi actual dintr-o latură nouă și destul de neașteptată. Și îți va plăcea foarte mult. Banii pentru 2022, în ceea ce privește cariera și finanțele, în acest domeniu, se preconizează că 2022 va fi destul de favorabil pentru tine. Anul este important pentru creșterea profesională, deoarece Pluto acum în casa ta simbolică de carieră, face o mare diferență. Este posibil să dorești să riști și să încerci într-un domeniu complet nou. În ianuarie, asigură-te că întocmești un plan de acțiune pentru anul întreg. Gândește-te la fiecare etapă, evaluează-ți capacitățile. Perioada de muncă intensă chei în toamnă și, înainte de aceasta, vei putea să-ți adun puterea și să pregătești terenul. În februarie 2022, după ce tigrul se va fi stabilit pe tronul guvernatorului anului, energia ta va fi suficientă pentru a rezolva cele mai dificile și, la prima vedere, problemele de nerezolvat. În martie și aprilie, sarcinata principală este să faci totul în mod consecvent, să nu sari peste un pas, să ocolești colțurile ascuțite și să nu bați la ușile închise mai ales că deschise vor fi suficiente. În mai iunie, fii pregătită pentru cheltuieli mari și alte pierderi monetare, nu face datorii, trebuie să reduci la maxim revendicările materiale. Vara 2022 va fi cea mai favorabilă pentru profesiile creative. În această perioadă, există șanse excelente de a câștiga o popularitate largă și bine meritată. Din septembrie până în noiembrie, cu o mentalitate rațională ar trebui să excluze interesul mercenar și căutarea câștigului personal din viața de zi cu zi. În acest caz, există posibilitatea de a obține ceea ce este așteptat și dorit. În general, ceea ce se poate spune cu siguranță pentru toți berbecii, indiferent de apartenența profesională în 2022, nu te vei confrunta cu șomajul și lipsa de bani, și chiar invers. Ofertele vor veni din direcții diferite. Sarcinata principală este să faci alegerea corectă. Sănătatea în 2022, abilitățile tale de îngrijire vor fi recompensate în 2022 fără probleme majore de sănătate. Întărește-ți corpul și energia. În anul tigrului, vei simți un val de energie care te va ajuta să depășești orice, chiar și cele mai delicate afecțiuni. În a doua jumătate a lunii iulie și în august, ai grijă de tine, mergi la ședințe de masaj, vizitează un cosmetician, influența lui Venus te va ajuta la îngrijirea sănătății și la eficientizarea procedurilor preventive. În octombrie și noiembrie, urmează o dietă ușoară și nu supra-solicita corpul cu activitate fizică, horoscop chinezesc 2022 pentru Berbec. Dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan, berbecii născuți în anul șobolanului, în 2022 vor fi deosebite de persistenți în avansarea în carieră, autoritatea ta va crește. Dar horoscopul te sfătuiește ca uneori să asculti sfaturile colegilor, sfaturile lor în timp util te vor ajuta într-o situație dificilă. Dacă în horoscopul chinezesc ești bău. Berbecii născuți în anii băului vor fi cei mai activi chiar la începutul anului și acest lucru va afecta nu numai munca, ci și comunicarea prietenoasă. Vei dedica multă timp romantismului, întâlnirilor încântătoare și luminoase. Dacă în horoscopul chinezesc ești tigru, nu uita că 2022 este anul tău. Vei simți o ridicare spirituală specială în acest an? Viziunea ta asupra lumii se va schimba și vei câștiga convingeri puternice care te vor ajuta să mergi în direcție cea bună în viață. Dacă în horoscopul chinezesc ești iepure, în 2022, anul tigrului pentru berbecul iepure este foarte util pentru a începe să înveți o nouă afacere pentru tine. Modificările vor afecta și comunicarea cu oamenii din jur. Vor fi multe călătorii și întâlniri. Vei avea prieteni adevărați și oameni cu aceeași idee. Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, stelele te sfătuiesc să elaborezi un plan detaliat pentru întregul an 2022 și apoi să-ți poți atinge obiectivele prețuite. Ia în considerare criticile oponenților. Verifică cu atenție orice propuneri financiare din a doua jumătate a anului. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe anul tigrului va finaliza o etapă mare a vieții tale, iar în a doua jumătate a anului, evenimentele care au loc pot te determina viața ta viitoare. Fii proactivă, dar vigilentă, un pas greșit poate distruge totul. Simte-te liberă să ceri sfaturi prietenilor tăi. Dacă în horoscopul chinezesc ești cal, la începutul anului 2022, sunt așteptate multe călătorii și noi cunoștințe. În primăvară, berbecului născut în anul calului va crește întreprinderea și inventivitatea. Vara te vei simți mai liberă, toamna, toate planurile de acasă se împlinesc, dacă în horoscopul chinezesc ești capră, stelele insistă, nu-ți fie frică să visezi și apoi în anul tigrului chiar și cele mai incredibile fantezii se pot împlini anul 2022 va ajuta pe berbecii născuți în anul caprei să și prezintă creativitatea și să devină populari. Vei fi însoțită de succes în demersuri ambițioase și îndrăznețe. Dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță, te vei dizolva în muncă. Numărul de îndatoriri și responsabilități va crește. Va trebui să comunici mult cu clienții și partenerii. Succesul afacerii va depinde de abilitățile tale de comunicare. Dacă în horoscopul chinezesc ești cocoș, pentru tine, 2022 al tigrului poate fi o perioadă de călătorii lungi. Horoscopul sugerează că, mergând într-o călătorie, există mari șanse de a întâlni o persoană dintr-o altă țară, care este destul de capabilă să se transforme într-o relație serioasă și o uniune durabilă. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, pentru tine, 2022 este un an important care va determina în mare măsură viața viitoare. Cei născuți sub această combinație de semne vor trebui să se limiteze într-un fel pentru a atinge obiectivul principal, dar rezultatul va merita. Învață să lucrezi calm și să aștepți cu răbdare. Intuiția sporită îți va spune cum să te comporți. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, parteneriatele vor fi tema principală a anului. Nu te retrage în tine, alocă mai multă timp celor dragi. Munca în 2022 îți va aduce satisfacție și profite decent. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!